pasă cu carabina. Da. La 200 de metri, la 200 de metri iau o luniță din obraz. Care vine aici, sigur, nu mai iese. Au crezut că avem bani. Nu fura 300 de euro și 16.000 de fonți, atât tot. Soția bărbatului, care a dat nas în nas cu hoțul, a împietrit de spaimă și a îndrăznit să țipe abia după ce individul a ieșit pe ușă. Stătea aici și când m-a văzut, cred că s-a speriat și el pe moment, n-a avut câteva secunde reacție, după aceea a smuls gerțile și a fugit cu ele pe ușă. Eram numai în slip, am auzit urlete, prima oară am crezut că sunt alte probleme și când am coborât jos în slip și cu pușca, soția mea mi-a făcut semn, nici nu putea să vorbească, mi-a arătat spre ieșire, spre stradă. Și pe aia, în drum, mi-a strigat, vezi că hoții, norocul lor că nu i-am găsit, norocul lor, că îi pușcam ca pe iepuri. Cartierul în care locuiesc cei doi este unul de oameni înstăriți și probabil hoții au sperat că aici vor găsi și o sumă mare de bani. Polițiștii au reușit în scurt timp să găsească gențile celor doi soți, din care lipseau totuși banii. Există deja un cerc de suspecții în acest caz. Din cercetările efectuate de către polițiști la fața locului s-a stabilit că suspecții au pătruns pe poarta respectiv ușa lăsate descuiate. Cei doi soți sunt mulțumiți că și-au recuperat măcar gențile, în care aveau și documentele necesare pentru călătorie.